Salutare tuturor și bine m-am regăsit din nou pe canalul meu. În videoclipul de astăzi vom vorbi din nou despre produse terminate. În luna septembrie am filmat un videoclip cu un coș plin cu produse terminate. Acum suntem în 21 octombrie și din nou coșulețul acesta s-a umplut, așa că am zis că este cazul să filmez un alt video. De data aceasta am pus aici și câteva produse de make-up. Știu că inițial spusesem eu că vreau să filmez la sfârșitul anului. Nu mai știu în ce video am zis, dar probabil tot într-un video cu produse terminate. Spusesem că vreau să filmez la... mai puțin că am un fir de păr. Vreau să filmez la sfârșitul anului un videoclip cu toate produsele de make-up ce le-am terminat în decursul anului, doar că sunt destul de puține produse. Nu știu dacă am 10 produse în total de make-up, așa că am zis că nu are rost să le păstrez până la sfârșitul anului. Mai sunt 2 luni și anul se termină. Anul se încheie și nu are rost să fac un videoclip să vă arăt doar 10 produse ce le-am terminat eu în decursul anului 2021. Așa că toate produsele ce le aveam le-am pus în coșulețul de astăzi și vi le voi arăta împreună cu toate celelalte produse de make-up, de skincare, de îngrijire a unghiilor, mostre, tot ce m-am eu pe aici, parfumuri și tot ce se mai află în acest coșuleț, pentru că este un coș destul de plin, așa că sper că videoclipul să nu dureze foarte, 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 foarte mult. Haideți să începem. Produsele am să le iau aleatoriu, nu le-am pus într-o ordine anume, doar le-am pus în coșuleț așa cum fac de fiecare dată. Prima dată vreau să vă arăt un recipient pentru bețișoare de urechi de la Johnson's Baby. Probabil pe acestea le-ați tot văzut în videoclipurile mele cu produse terminate. Știți că nu am o preferință anume, nu cumpăr doar Johnson's Baby. De obicei cumpăr, nu știu ce, găsesc la îndemână și îmi place să le cumpăr în recipientul acesta rotund. Nu suport recipientul acela pătrățos sau dreptunghiular sau mă rog cum mai sunt ele. De obicei optez doar pentru recipiente de genul ăsta, dar nu de la Johnson's Baby. Nu am preferințe pentru bețișoarele de urechi. După care, următorul produs este un produs de la Radox. Este un săpun antibacterian lichid de mâini cu coriandru și lămâie verde de 250 ml, arată cam în felul acesta, mi-a plăcut super, super mult, mi s-a părut un săpun fresh de vară, acum s-a răcit vremea, așa că nu mai vine să-l folosesc, dar ideea este că l-am și terminat, poate pe parcurs îl voi mai cumpăra, nu știu exact, să știți că Ricky este pe fundal și mănâncă din ceva pe acolo, nu știu din ce mănâncă, și-a pierdut, are os din acela de sepie și a căzut în jos, cred, sau a căzut de acolo, s-a desprins, nu știu ce s-a întâmplat cu el și se chinuie săracu să-l ia, o să merg după aceea să-l pun la loc. Revenind la ce să pun lichid de mâini de la Radox, îmi place mult, mi-a plăcut, nu știu dacă am să-l mai recumpăr momentan, dar poate pe viitor îl voi mai recumpăra. După care de la Avon Senses am terminat un gel de duș cu flori de primăvară. Mi-a plăcut mult, a mirosit foarte, foarte frumos a florii, a fresh, a primăvară, exact cum este descris și pe ambalaj. Știți probabil toți că mie îmi plac foarte mult gelurile de duș de la Avon. Am super, super multe, așa că până la sfârșitul anului sau poate chiar până anul viitor nu voi mai plasa nicio comandă nici la Avon, nici la Oriflame. Am zis asta în videoclipul trecut, nu mai știu cu ce sau nu mai știu exact dacă e chiar videoclipul trecut, dar unul dintre videoclipurile trecute. Am zis că nu voi mai plasa nicio comandă pentru că am deja foarte, foarte multe produse, vreau să le termin în baie, nu mai am loc de niciun gel de duș, de niciun șampon, de nimic. Geluri de duș am minim 20, mai ales de la Avon, deci nu, momentan nu am de gând să cumpăr nimic, dar pe viitor, probabil când le voi termina pe toate, am să mai revin la gelul acesta de duș și la gelurile de duș de la Avon Senses pentru că îmi plac super mult. Sunt foarte cremoase. Cremele de duș de la Avon nu prea îmi plac, dar gelurile de duș îmi plac super mult. Următorul produs este un produs de la Oriflame. Este un produs de păr din gama Herix Advanced Care Ultimate Repair, mască de păr de 200 ml, așa arată. Am terminat masca aceasta recent și să știți că mi-a plăcut foarte, foarte mult. Mirosul mi-a plăcut mult. Încă se mai simte în recipient, seamănă la consistență cu cea de la Oriflame de la Eleo și cu o mască de la, nu mai știu exact numele, dacă o să-mi aduc aminte am să vă inserez pe aici pe undeva, dar o mască de păr scumpă. Avea o consistență foarte, foarte cremoasă, hidratantă, își lăsa mirosul în păr, mie mi-a plăcut mult și am de gând să o recumpăr, dar la fel, când voi termina toate celelalte produse de păr, pentru că am super multe.
Ce vreau să vă mai arăt aici, ar trebui să mai am un recipient, da. Este vorba despre niște biguri de la Wilkinson Sorts, nu știu dacă se găsesc în România, ce nu chei se găsesc. Sunt pentru pielea sensibilă, 3 plus 1 gratis, arată cam în felul acesta. Și vreau să vă zic că din toate bigurile pe care eu le-am testat, le-am încercat de-a lungul timpului și sunt 10 de game, nu știu, de branduri diferite, în fine, ăștia mi-au plăcut foarte, foarte mult, au mult gel din acela sus. Probabil știți la ce mă refer, aici, banda, din această, banda aceasta de sus și de jos, conține foarte, foarte mult gel și face bigul să fie foarte alunecos pe piele, mai ales că folosesc gel de duș și toate cele și mi-au plăcut mult, nu m-am tăiat cu ele. Până să le cumpăr pe celelalte pe care vi le voi arăta imediat, astea le cumpăram foarte, foarte des. Sunt bune, le recomand și probabil am să le mai cumpăr pe viitor, dar acum am descoperit alte biguri care îmi plac mult mai mult și sunt de la Gillette, Venus Riviera, tot din gama aceasta Gillette Venus. Mai sunt încă unele roz, poate am să vă inserez pe aici o fotografie, ce l-am cumpărat recent. Așa arată ambalajul de la acestea și bigurile arată în felul ăsta. Ce îmi place mie la ele este că capătul acesta de lamă, care conține lama, este un cap foarte, foarte flexibil și poți să jonglezi cu el foarte bine în zona genunchilor sau, mă rog, unde mai folosești bigul, în așa fel încât nu te tai deloc. Conține și el foarte mult gel în acesta cu aloe vera, are 3 lame, sunt destul de durabile, sunt foarte, foarte bune, poți să le folosesc de multe ori. Asta este pentru persoanele care folosesc biguri. Eu folosesc și îmi plac mult. Le recomand dacă vreți să le încercați, să le testați. Sunt puțin mai scumpe, dar sunt foarte, foarte bune. Iar acum aici am ceva produse de make-up ce le-am terminat eu anul acesta. Cred că sunt 5 sau 6 produse, sincer. Prima dată am să vă arăt un fond de ten de la Jordani Gold. Este vorba despre Liquid Silk Foundation cu factor de protecție 12. Știți că este un fond de ten care mie îmi place foarte, foarte mult. Este un fond de ten care are un miros super, super plăcut, are o acoperire mare. Și este cu pipetă. Mai am încă unul, în momentul de față cred că am vreo 15 fonduri de ten, dintre care vreo 4 sau 5 sunt desfăcute. Sper să le termin în 12 luni, mai au și alea câteva luni și expiră și probabil le voi arunca. Probabil despre fondurile de ten de la Oriflame, știți că mi-e plac toate, îmi plac foarte mult, le recomand, au prețuri bune, eu sunt și reprezentant Oriflame și de asta mi-e mult mai ușor să cumpăr de la Oriflame pentru că am prețul mai redus. Dar nu mă feresc să cumpăr din magazine sau, mă rog, fonduri de ten mai scumpe. Fondul ăsta de ten îmi place, v-am zis, cam toate beneficiile lui. Minusuri nu știu dacă ar avea neapărat, dar da, are multe, multe plusuri. Pentru mine este un produs bun și probabil îl voi recumpăra cu siguranță. La fel, când voi termina toate celelalte produse, o mascara de la Essence. Se numește What the Fuck pentru volum și alungire. Este vorba despre mascara aceasta, care la început nu mi-a plăcut deloc, 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 deloc. Dar pe parcurs, asta am observat sincer cu toate produsele, cu orice fel de rimel, indiferent de brand, indiferent de, mă rog, de întrebuințarea lui, dacă este pentru alungire, pentru volum, pentru orice altceva. Ideea este că în momentul în care eu desfac un rimel, în prima lună mi se pare oribil. Singurul rimel care mi se pare super bun este un rimel ce l-am comandat de pe Filiuni, pe care îl port în momentul de față și este vorba despre un rimel de la Clinique. Probabil am să vă inserez pe aici o fotografie cu el, un print screen să vedeți. Deci ăla mi se pare, cred că până acum, cel mai bun rimel care îmi oferă exact ceea ce vreau eu de la prima aplicare. În rest, cu toate celelalte, cu ăsta de la Essence, cu cel de la Jordan Nicole pe care îl folosesc în momentul de față, trebuie să aștept mai bine de o lună până să, nu știu, să prinde la aer, să se usuce sau nu știu ce se întâmplă cu el, ca să-l pot folosi și să nu-mi lipească genele. După ce a trecut luna aceea, rimelul ăsta a început să-mi placă super mult. Am de gând să recumpăr pe viitor pentru că mi se pare chiar un rimel foarte bun. Nu știu dacă v-am arătat cum arată periuța, dar rimelul este bun, în care un miros ok. Ideea este că eu nu l-am terminat, dar cred că este expirat, nu mă știu exact, dar am zis că mai bine l-arunc decât să risc să-l folosesc. Uite, cam așa arată periuța. Este destul de faină, este o periuță așa grăsună, plină și chiar îți oferă volum și alungire, mi-e place mult, dar v-am zis, în cazul meu trebuie să-l las să treacă o lună și ceva până să ofere ceea ce vreau eu. Un alt rimel de la The One, 5 în 1 Wonderlash Mascara.
Este vorba despre rimelul acesta mov, pe care probabil l-ați mai văzut de multe ori la mine pe canal. Știți că este unul dintre rimelurile mele preferate de la Oriflame. Ideea este că am pățit același lucru și cu acesta. A fost, cred că, prima oară sau a doua oară când mi s-a întâmplat asta, pentru că până acum, cum îl desfăceam, îl foloseam și mi se părea super ok. În schimb, când l-am folosit pe ăsta, a trebuit la fel să aștept câteva săptămâni bune până să-mi ofere efectul pe care îl vreau eu. Periuța este și ea destul de interesantă. Este cu două capete. Stați să vedem dacă pune focusă. Vă pot arăta în partea aceasta de sus, nu știu dacă se observă, are perii mai lungi, iar în partea de jos are perii foarte, foarte, foarte mici, deci pentru a face aplicare mai ușoară pe zona inferioară. Ca și rimel este super ok și cu siguranță am să-l mai recumpăr. Un produs ce l-am cumpărat și l-am terminat recent, l-am terminat în prima lună de când l-am cumpărat, este un produs de la Avon Senses, este un produs nou și este o cremă de duș bogată de 250 ml care arată cam în felul acesta. Deci mie produsele ăștia mi se par foarte, foarte, foarte bune. Deci este o liră 50, cred, sau o liră și mai este în variantă mare. Mi-aș dori tare mult să le cumpăr, dar după cum ziceam mai devreme, am foarte multe și chiar aș vrea să le termin. Ideea este că produsele astea cu siguranță am să le recumpăr când mai termin ce am eu, pentru că cu toate că este o cremă de duș, știți că mie cremele de duș nu-mi plac, celelalte creme de duș din gama aceasta sunt de la Avon Senses ambele, dar mă rog, sunt ambalaje diferite. Cele de aici sunt foarte apoase, nu știu cum să zic, nu este o cremă de duș. În schimb, cele din gama aceasta sunt creme de duș, dar au o consistență foarte, foarte groasă și cremoasă. Mie asta îmi place la o cremă de duș. Ăștia sunt exact așa, fac foarte multă spumă, miroase foarte bine. Sunt trei categorii. Eu am terminat-o pe aceasta cu unt și cacao. Mai am una cu cu zmeu roșii încă ceva și mai este încă o variantă. Ce nu am cumpărat-o, cu lapte de ovăz parcă și încă ceva și lapte de ovă și cacao, nu mai știu, în fine. Dar ideea este că ăsta mi-a plăcut super mult, vi recomand și vouă să-l încercați și eu cu siguranță am să îl recumpăr. Aici am o lumânărică ce am cumpărat-o, cred că acum 700.000 de ani. Este Spiced Berries. Stați să văd dacă o pot deschide. Am cumpărat-o de la un second hand. Miroase super fain, ideea este că nu se mai aprinde, mai am foarte multă ceară, vedeți, care ar mirosi foarte fain, dar nu se mai aprinde, așa că am decis să o arunc. Ideea este că mie îmi plac foarte mult lumânărele parfumate, doar că nu știu, miros foarte mult înainte să le aprind. În momentul în care le aprind nu prea mai miros. Asta mi s-a întâmplat și cu lumânărica aceasta care am cumpărat-o din Tiki Max. Este cu trandafiri, asta cu o mică paranteză, și are și un fel de păr pe aici, în fine. Ideea este că am folosit din ea foarte, foarte puțin, acum miroase demențial la trandafir, dacă nu o aprind, nu mai miroase, nu știu care e treaba cu ele. Și de asta nu prea îmi vine să cumpăr, le cumpăr mai mult așa de design, care arată fain, dar nu știu, nu prea sunt așa cu lumânărele parfumate, o să cumpăr, dar mai rar. Un alt produs ce l-am terminat este un gel de duș cu lămâie, ce l-am primit în cutia de la Glossy Box, a fost un gel de duș super răcoros, nu știu dacă am să-l mai recumpăr, nici nu știu pe unde s-ar găsi sau, mă rog, cât ar costa, dar dacă am să-l mai primesc într-o cutiuță de la Glossy Box, am să-l folosesc cu mare drag. Mi-a plăcut mult, a mirosit foarte, foarte bine, după care două produse din aceeași gamă. Sunt cele de la Herix Advanced Care, de la Oriflame, din gama Color Reviver. Arată cam așa, am aici balsamul, iar aici am șamponul. Ambele produse mi-au plăcut super mult. Produsele astea de la Herix Advanced Care și aceasta este tot Herix Advanced Care, dar este altă gamă, este Ultimate Repair și asta este Color Riviera. Îmi plac super mult, sunt foarte bune, balsamul de păr miroase super fain și lasă păr foarte catifelat, iar șamponul la fel are o consistență destul de groasă, face multă spumă, curăță bine părul. Cantitățile sunt cam mititele și, mă rog, au un preț puțin mai ridicat, este 5 lire pentru 250 ml, dar ca și produse sunt ok, iar pe viitor probabil am să le mai recumpăr. Ce am aruncat aici este acest gel intim de la Feminel, tot de la Oriflame, de 300 de ml. Este cu aloe vera, a expirat și mirosul, stați să vă arăt mai aproape,
Mirosul nu mi s-a părut unul, nu știu, fain, adică nu mi s-a părut că miroase aloe vera. În general, gelurile acestea intime de la Oriflame îmi plac, dar asta cu aloe vera nu. Nu prea mi-a plăcut. Un alt produs terminat este de la Number 7 și este gelul de curățare pe care l-ați mai văzut probabil de multe, multe ori la mine pe canal. V-am zis eu că mi se pare că seamănă super mult cu cel la Clinic, dar acela solid în borcănaș. Aș vrea să-l mai recumpăr o dată pentru că, mă rog, făcând o comparație între cele două, ăla automat este mult mai bun. Dar și ăsta este super, super bun și are un preț foarte bun. Are, ce gramaj are? Are 150 ml, 12 luni valabilitate. Eu mi-am cumpărat 2 sau 3 când am prins o ofertă. Erau 3 la preț de 2 și acelea erau reduse, deci am dat undeva la vreo 12-13 lire pe 3 tuburi în acestea de 150 ml și mi se pare că chiar curăță, chiar își fac o treabă bună și în continuare mai am încă un tub început și încă unul neînceput. Și am de gând să le recumpăr de-a lungul timpului pentru că mi se par produse bune și nu doar acest produs de demachiere, cât și toate celelalte de la Number 7. Trecem mai departe la Evanescence, un săpun lichid de mâini în varianta aceasta cu sare de mare. Are 250 ml, mi-a plăcut mult. Nu mai are rost să spun că mie îmi plac foarte mult toate produsele de la Evanescence și să iau aici ce a mai rămas pentru că mai am câteva produse aici pe fundul coșulețului, după care terminăm. Mai departe avem un scrub cu vitamina C și este de la Nip Fab Plus sau Nip Plus Fab Illuminate, nu știu cum se citește, are 75 ml. L-am primit într-o cutiuță de la Glossy Box. Este un scrub ok, doar că mirosul nu mi-a plăcut deloc. Are un miros de portocale, sincer. Mai am, cred că puțin în el, sau poate nu mai am, nu știu. Era portocaliu, avea particule destul de abrazive și finuțe, dar mirosul nu mi-a plăcut deloc, deci abia l-am terminat. Nu am de gând să recumpăr, doar dacă îl voi primi, am să-l folosesc, dar așa nu vreau să-l cumpăr, plus că mi se par și produse scumpe, sincer, cele de la Nip Plus Fab ăsta. Un primer de la Number 7, o miniatură de primer din gama Airbrush Away, de 10 ml, arată în felul acesta. Pe ăsta cred că l-am de la începutul anului sau poate mai bine de atât, pentru că l-am păstrat, după cum am zis, pentru videoclipul acela separat. Mi-a plăcut mult primerul ăsta, mi s-a părut că seamănă foarte, foarte mult cu cel de la Benefit, primerul acela portocaliu sau roz, nu știu cum arată, nu, știu că e unul albastru sigur care nu-mi place. Și mai este unul portocaliu, e cu ăla, mi s-a părut că seamănă, se lasă tenul mat și așa foarte, foarte catifela la atingere. Nu am de gând să-l cumpăr, dar mi s-a părut un produs bun. După care am mai... ăsta cred că e aruncat, da. Am aruncat aici un eyeliner de la Mina Niam, în fine, nu știu. Ăsta este brandul, este un eyeliner ce l-am primit într-o cutiuță de la Glossy Box, este un eyeliner negru, tip carioca, ideea este că l-am folosit de vreo două ori, după care trăgeam o liniuță, se usca, iar mergea să-l folosesc, iar se usca, iar nu știu cum, așa că m-am cam plictisit de treaba asta și l-am aruncat, mai ales că nu prea folosesc eu eyeliner tip care e carioca foarte des, acum folosesc foarte mult eyelinerele de la Avon, acelea tip creion. Bun, aici am mai terminat o... cum se numește acesta floss? Cum îi zice? Ață dentară. Ață dentară de la Oral-B, păi se putea să nu mi se termine și bateria, nu se putea. Arată în felul ăsta, mi se pare sincer cea mai bună ață dentară în formatul acesta. Eu mai am multe desfăcute prin baie, mai am vreo 3 și le tot schimb între ele. Mai este una într-un recipient alb rotund care mi se pare cea mai proastă ață dentară ever forever pentru că se rupe și îți rămân toate bucățile între dinți. Asta mi se pare super bună și am de gând să o recumpăr. Sper să termin videoclipul până mi se închide camera. Am terminat creionul de sprâncene de la Catrice. Știți că este preferatul meu, nuanța... Nu, cred că mai scrie nuanța, din păcate. Don't Let Me Brown, dacă nu mă înșel, este și îmi place mult, o să recumpăr. O altă mostră de fond de ten este de la Yves Saint Laurent și mi se pare cel mai fain fond de ten pe care eu l-am încercat vreodată. Am de gând să îl cumpăr în variantă mare, dar după ce termin toate celelalte fonduri de ten, deci mi s-a părut atât de catifelat și are o acoperire atât de bună, miroase frumos.
îți lasă tenul să pară natural, deci mi s-a părut foarte, foarte fain. Mustra asta are 5 ml și am ținut din ea, cred că de, nu știu, am aplicat de vreo 10 ori din ea. Și dacă mă storc acum puțin, sigur mai are. După care aici am mai terminat o mostră de mascara de la Fenty Beauty. Arată în felul acesta, la fel mi-a plăcut mult, 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 mult. Aș vrea să încerc varianta mare, cu toate că am înțeles că varianta mare n-ar fi așa de ok ca cea mică. Periuța arată cam așa, este puțin bombată, după cum se poate vedea. Este o periuță mare, dar mie îmi place. Mi-a plăcut mascara mult, mi-a lungit genele, mi s-a părut super, super ok. După care am terminat o mostră de... încă miroase. Oh, ce frumos miroase! De la Giorgio Armani, parfumul Si. Am avut mostra aceasta, am desfăcut aici și m-am dat pe gât peste tot. Îmi place mult parfumul. După care, un alt produs este de la, cred că Aurelia Probiotic Skincare, o cremă de zi, care arată în felul acesta mostra. Nu știu cât de bine puteți vedea voi, dar este un produs scump, din ce știu eu, și mi-a plăcut. Are 2 ml, nu mai știu exact care a fost treaba cu el, ce a făcut așa mult special, dar a fost o cremă care mi-a hidratat chiar super ok tenul. După care, de la... Rituals, cred că de la Rituals să fie asta, mă rog, este un serum care îți oferă o strălucire naturală, este un Glow Radiance Anti-Aging Serum, arată în felul acesta, l-am folosit de 2 ori, în fine, nu știu care, nu am văzut un efect neapărat diferit sau ceva special, dar a fost ok, ca un ser obișnuit. Nu am folosit eu prea multe seruri ca să-mi dau seama care-i treaba cu ele, dar asta a fost ok. Eu am luat mai mult ca o bază, sincer, pentru că după ce am aplicat serumul acesta, cremă, primer, am pus fond de ten și mi s-a părut că s-a așezat mult mai bine. După care mai am aici 2 mostre de parfum, cred că o să se termine bateria, sigur. Prima mostră de parfum este de la Yves Saint Laurent Black Opium. Deci eu am văzut, sincer, de la Black Opium ăsta vreo 4-5 parfumuri. Mostra a terminat și bateria între timp și deșteapta de mine nu a pus cealaltă baterie la încărcat, așa că asta opțiile l-a încărcat așa, vreo 10 minute, nu știu cât o să țină. Sper măcar să termin videoclipul pentru că mai am doar 4 produse. După cum ziceam, legat de mostra aceasta de la Black Opium, care vă ziceam eu că arată în felul acesta, eu am văzut parfumuri numite așa. Poate greșesc eu, nu știu, habar nu am, dar ideea este că este unul cu roz, unul cu mov, unul cu albastru, unul cu nu știu ce și eu nu știu care este parfumul ăsta, pentru că aș vrea să-mi cumpăr unul, este destul de scump, l-am văzut pe la vreo 50 de lire și nu are niciun cod, deci nu știu cum să fac să cumpăr parfumul ăsta și cum să știu care parfum este, să mă duc cu el, nu știu, să-i dau cuiva să-l miroase de acolo și să-l întreb că-l vreau pe ăsta, deci chiar nu știu, pentru că sunt multe și chiar m-am uitat și pe toate scrie Yves Saint Laurent Black Opium de parfum, deci apă de parfum, așa că nu știu care ar putea fi din toate cele 4, de exemplu, pentru că probabil cumpăr unul și nu-mi place și nu e ăla. Dar parfumul ăsta pe care l-am avut eu mostra asta, doamne, mi s-a părut demențial, deci mi se pare cel mai fain parfum și mai am acum încă unul, cred că încă nu l-am terminat, dar ăsta mi-a plăcut tare mult, așa de mult încât mă dădeam cu mostra asta doar când plecam așa undeva în oraș sau era ceva mai special. După care am mai terminat asta, să nu văd ce scrie aici, de la Victor Rulf, Flower Bomb, cred că este, da, mă, cred că... Da, cred că mirosea ok, asta nu știu, cred că am primit... A, mi-am cumpărat-o tot de pe Filiu Nic, în felul ăsta arată mostra, nu se vede prea tare scrisul, dar da, cred că a fost ok, uite, am mai rămas aici un pic, ules de tot. Cred că a fost o, da, după nume, mă rog, este un parfum floral, mie îmi plac mult parfumurile florale, dar parcă a fost un parfum floral prea puternic, din ce mi-aduc aminte și... Nici ce mai miros eu acum, nu mai știu, dar mă rog, ideea este că Black Opium ăsta pe mine m-a dat pe spate și mai am încă unul sau două, niște mostre mici, probabil le veți vedea în episodul următor. Ce am mai aruncat și mă rog, am terminat, este acest burețel, pentru că acum nu se mai vede foarte bine, dar în momentul în care este ud, aici este rupt, 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 rupt. Pune și focul să se poată vedea acolo, nu pune focul că știe ce ar pune. Bun, așa arată burețelul, iar aici este... Deci este rupt foarte, foarte tare. Mi-am cumpărat momentan altul, a rămas apă în el, așa că s-a făcut negru și probabil îl voi arunca și pe acela în curând. Rămăsese apă și în ăsta aici, undeva în capăt. Ideea este că eu le spăl foarte bine la final, deci foarte bine, dar nu știu,
țin ele prea multă umiditate, probabil, habar nu am. Cred că acesta pe care l-am cumpărat acum va fi ultimul, nu știu dacă am să mai cumpăr, pentru că le folosesc nici o lună și trebuie să le arunc. Ăsta mi-a plăcut mult și a fost foarte rezistent, doar că s-a rupt, de asta l-am terminat. Iar aici mai am două rujulețe mici și vom termina videoclipul. Două rujulețe mici, de fapt sunt ambele balsam de buze de la Patmagrad. Voi începe cu acesta pe care l-am terminat. Sunt, după cum ziceam, balsam de buze, se găsesc în set de câte 3. Eu am două și mi-am încă unul care nu-mi place deloc, trebuie să-l termin. Ăsta este în varianta clear și arată cam în felul acesta. Deși mi s-a părut un balsam, cred că cel mai hidratant și cel mai fain balsam de buze pe care eu l-am folosit până acum. Mi-a plăcut mult, mult, mult de tot și vreau să recumpăr produsele. Sunt în cantități destul de micuțe, nu scrie aici și nu știu sincer să vă zic ce cantitate are, dar ideea că mi-a plăcut mult. Dacă vreți să încercați produsele de la Pat, v-aș recomanda să începeți cu cele mici. Sunt și rujuri în variantă mică la set, sunt și balsamurile acestea de buze în variantă mică la set și sunt foarte bune. Iar următorul este în, cum se cheamă, în nuanța Blow Up și Color Balm și treaba este că poate mai merge să-l folosesc acum. Arată cam în felul acesta balsamul ăsta. Uite că eu am uitat de el, dar el mi-a plăcut mult. Nuanța asta, să știți că nu se vede pe buze. Ideea este că eu l-am ținut în mașină când au fost căldurile alea mari în vară și el mi s-a topit. Deci acum este închegat bine și arată foarte ok. Dar astăvară era așa, se prelingea peste tot. Acum nu știu, uite, poate o să-l mai văd că este destul de tare și arată destul de ok. Uite, poate o să-l reiau. O să-l iau, să încerc să-l folosesc din nou, dar m-am murdărit pe mâini. Pentru mă și murdărit. Asta este balsamul. L-ați văzut și pe celălalt în nuanța clear. Mie îmi plac foarte, foarte mult și chiar am de gând să recumpăr. Mai am încă unul care este într-o nuanță închisă, ce că ar fi balsam, dar din punctul meu de vedere e cum este rujul meu de pe buze, mai închis chiar. Sunt hidratante, dar pentru acela culoare nu-mi place deloc. Pe mine nu mă prind culorile închise, așa că nu știu cât am să-l folosesc și cum am să-l folosesc. Am ajuns și la finalul videoclipului de astăzi. Așa au fost toate produsele ce le-am terminat în decurs de o lună. Mie mi se par sincer foarte, foarte multe până la sfârșitul anului, ținând cont că luna octombrie s-a dus, deci mai este doar luna noiembrie și un pic din luna decembrie, pentru că în luna decembrie, teoretic, sper să se întâmple și practic, ar trebui să fiu în România în concediu, începând cu 13 decembrie până pe 10 ianuarie ar trebui să fiu, dar la cum stau lucrurile la noi în țară, nu știu. Eu sper totuși să se schimbe ceva și să ajung în concediu, pentru că o să fac 3 ani în curând de când am mai fost în concediu și deja simt nevoia să merg, deci deja mă enervează orice lucru se întâmplă rău pentru că mă împiedică să merg în concediu. Dar probabil până atunci va mai fi un videoclip cu MTS, iar pentru luna decembrie voi vedea, probabil voi posta în comunitate cum vor decurge lucrurile pe luna decembrie. Dacă voi mai posta ceva, va fi probabil un videoclip 2 sau 3 sau vor fi videoclipuri pe care le voi filma eu în avans înainte, iar dacă nu, probabil nu voi posta deloc. Dar asta voi vedea în funcție de ce se va întâmpla în luna decembrie și implicit jumătatea lunii ianuarie. Asta a fost videoclipul, am ajuns la finalul lui. Ăștia au fost toate produsele terminate într-o lună, destul de rapid am terminat produsele. Dacă v-a plăcut videoclipul, știți ce aveți de făcut, să-mi arătați asta printr-un like, vă invit și să vă abonați canalul în caz că nu ați făcut-o până acum și să apăsați pe clopoțel pentru a fi mereu notificați în momentul în care eu postez un videoclip nou, iar noi ne revedem în curând în următorul videoclip.